primul lucru de când facem, trebuie să vedem dacă care e volumul de sânge. Să fim siguri că oxigenarea este acolo. Și dacă nu este, atunci trebuie să facem transfuzie de sânge. Și sunt globulele roșii. Globulele albe sunt cele care îți apără corpul. Okay? Când ai un virus, ai o infecție de bacterie urinară sau mai știu eu ce, globulele albe se măresc, că trebuie să apere corpul, să vă ajute. În trupul lui Hristos aveți nevoie mai mult de globule roșii, de oxigenare care vă ajută în creștere, care vă ajută în bunăstarea trupului Hristos. Globulele albe mai puțin, că dacă corpul este sănătos, n-aveți nevoie de ei. Dacă sunteți bolnavi și globulele albe sunt mai multe, îi bai, e problemă. Raportul de globule roșii la globule albe este de 700 la 1. Ceea ce înseamnă că în adunarea lui Hristos aici la dumneavoastră în adunare, vă trebuie numai un apologet. Atât, unul. Atât vă trebuie. Deci nu vă face să nu credeți acum că toți deveniți apologeți. Pentru că voi nu aveți nevoie de apologeți așa de mult. Aveți nevoie să fiți oxigenați, aveți nevoie să fiți hrăniți, să aveți acest oxigen din partea Duhului Sfânt ca trupul să fie sănătos. Ok? Deci în seara asta să nu credeți că o să ajungeți apologeți. Nu, ăsta e scopul. Acum tinerii din zilele noastre cam fug în direcția asta, că și cuvântul ăsta și temele sunt mai interesante, pentru că noi nu predicăm apologetică prin pe lanvoane. Ok? Dacă un apologet își pierde prea mult timpul pe lanvoane, nu prea e bine. Pentru că un apologet nu este aici. Un apologet ar trebui să fie în afara adunării. Un Montgomery, un apologet, spunea că rolul apologetului este să fie pe calea cea mare, pe drumul cel mare, larg, acolo unde sunt toți păcătoșii. Și un apologet ar trebui să ajute, să dea la o pare bolovanii neîncrederii, neînțelegerii, să ajute pe oameni să meargă spre calea cea strâmtă, să ajungă la cetate. Ăsta e rolul apologetului. Un drumar, un om al străzii care lucrează în afară. Nu înăuntru. Aici înăuntru mai venim din când în când și cum este în seara aceasta, primiți un vaccin apologetic. Vă ajutăm puțin să înțelegem de ce aveți nevoie. De ce aveți nevoie de apologetică? Și am să vă spun în seara asta de ce fac acest tur, deci a șaptea oră când vin în România și de ce fac, mă duc prin atâtea adunări și biserici să vorbesc adunării. Un lucru care îl am descoperit în America, în urmă cu mai mulți ani, e vorba despre biserica americană, pierdem tineretul. Ne pierdem tineretul. Și americanii sunt buni la sondaje. Aici, nu știu cum dacă se mai fac, aici se fac sondaje mai mult dacă pe cine să alegeți, să alegeți pe unul sau pe altul. Okay? În America se fac sondaje în toate lucrurile. Se face sondaje și referitor la un medicament, dacă ai o preferință sau alta. Și Facebook-ul și Google ei acum ne înregistrează și ei știu ce vorbim aici și vă văd dacă ce preferințe aveți voi. Și faptul că ați venit aici la biserică astăzi, Google și Facebook zice, bă, ăștia le place apologetica, așa că s-ar putea să nu vă speriați că primiți acum prin telefon despre apologetică sau mai știu eu ce. Ok? Pentru că vă ascultă și ne ascultă. Dar s-au făcut sondaje în care am descoperit, sau descoperim de ce pierdem tineretul. Un sondaj care l-am folosit mai mult, probabil pentru că e realizat de Biserica Adunării lui Dumnezeu din America, frații pentecostali. Și au descoperit în 2007 că își pierd, deci tinerilor care merg la facultate, până la sfârșitul celor 4 ani de facultate, seculară, deci nu la facultăți creștine, seculară, așa cum merg toți copiii mei și majoritatea merg, pierd între 50 și 60.8% din tinerilor. Nu e vorba că îi pierdem de la biserică, că nu mai vin la biserică. Asta se întâmplă totdeauna. Băiatul, un baptist în soară cu o soră pentecostală sau mai știu eu ce, sau se duce în altă biserică. Asta e normal. Okay? Asta e partea, e viața noastră. În trupul lui Hristos suntem toți împreună și toți suntem al Domnului. Dar e vorba despre cei care nu mai cred în existența lui Dumnezeu, devin atei. Deci gândiți-vă că acești tineri, până să ajungă la facultate, au mers la biserică, la școli duminicale, au fost în misiuni. Americanii știți că merg în misiuni, vin și pe aici, prin România. Vin la misiuni și după 4 ani de facultate,
Nu mai cred în Dumnezeu. Nu mai cred în existența lui Dumnezeu. Problemă mare. Și s-au făcut studii unul după altul și am ajuns la aceleași date, acești tineri nu mai cred în Dumnezeu. Și acum se pune problema, de ce? Aici este problema. Vezi, când veniți la doctor și îmi spuneți, am o sinusită, am o problemă de sinusită, ok? Și l-am întrebat pe pacient, zic, ok, zic, arată și mie care sinusită te doare. Și mi-arată spatele. Zic, mă, tu trebuie să fii special. Că dacă tu ai sinusită la gât în spate, trebuie să fii special, că așa ceva încă n-am auzit. Sau un alt pacient îmi vine și spune, mă doare stomacul. Și zicem, ok, și unde te doare? Arată-mi așa, pune mâna, exact unde te doare. Și mi-arată burta jos. Zic, mă, tu ai un stomac mare de tot, mă. Că acolo nu-i stomacul. Noi, când vorbim, în cel puțin în domeniul ăsta apologetic, facem foarte mare distinție și trebuie să fim foarte atenți la termeni. Pentru că când vă spun că au părăsit credința, vorbim în contextul că au părăsit pe Dumnezeu. Nu mai cred în existența lui Dumnezeu. Și motivul pentru care acești tine, majoritatea, au spus că nu-i mai interesează, nu mai cred în Dumnezeu, a dat vina pe biserică și pe părinți. Pentru că noi nu am reușit să dăm un răspuns clar întrebărilor lor. Și ca să vă dau un exemplu mai clar, am să vă spun despre o seară frumoasă, tot așa cum e aici, apologetică, mai mulți păstori au fost prezenți, au fost mai mulți frați, surori, și i-am întrebat pe un frate să aducă un argument pentru existența lui Dumnezeu. Cine vrea? Și un frate bătând tare drag, era așa micuț, știi, cu Biblie răsfoită de ani de zile de studiu. Și vine fratele și zice, eu vreau să fac. Pum, frate, i-am pus microfonul, l-am pus mai jos și a prezentat evidențe pentru existența lui Dumnezeu din Scriptură. S-a dus în stânga, dreapta, am căzut că se rup foile, că erau deja tocite. Dar a făcut o prezentare excepțională, excepțională. Și am spus mulțumesc și zic, acum, frate, uite, hai să facem un exercițiu așa. Uite, pune Biblia jos și acum fă același argument pentru existența lui Dumnezeu, dar fără să folosești Biblia. Poți să o faci? Se uită la mine, te ferească Dumnezeu. Trebuie să începem cu post și rugăciune ca Domnul să schimbe mintea celui care trebuie să-i spun de existența lui Dumnezeu. Dragii mei, din cauza asta copiii noștri nu mai cred în nimica. Ne părăsesc. Nu pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu are putere, pentru că el poate schimba și schimbă inimile. Pentru că niciun apologet și nimeni nu a adus la Hristos pe cineva, ci Duhul Sfânt a lucrat în mintea omului și inima omului, a transformat-o, s-a produs nașterea din nou. Ok? Argumentele noastre, v-am spus de la început, așa cum a spus și frate, nu aduce nimica. Comportarea dumneavoastră, mărturia voastră, aceea este cea care schimbă inimile pentru că Duhul Sfânt intervine. Și n-a putut să facă lucrul ăsta. Și tinerii care în studiile acestea fac referință la acest lucru. Și acum, în seara asta, noi am reușit să aducem, să sfințim, să dăm laudă lui Dumnezeu. Și acum e partea cealaltă, practică, unde spune că trebuie să dăm un răspuns nădejdii noastre. Acum, când vorbește despre nădejde, la ce se referă? Care e nădejdea ta? Cine vrea să spună? Zi mai tare, frate. Amin. Deci tu dacă vrei să spui copilului tău acest lucru, că dacă folosim nădejde, nici noi prea știm ce înseamnă, dacă ar trebui să spui copilului tău pe limba lui, ai putea face lucrul ăsta? În viața creștină și când vorbim de toate confesiunile, pentru că fratele vă spunea că Institutul de Apologetică a fost înființat în 2021 tocmai din această cauză, pentru că noi nu știm cum să ne adresăm copiilor noștri, noi nu știm cum să ne adresăm tinerilor. Și unele studii spun că, măi, oameni buni, vedeți că copiii voștri i-ați pierdut nu când ajung ei la facultate, deja când sunt la voi în biserică, pentru că ei n-au o bază a credinței lor și i-ați pierdut. Ei când ajung la facultate au primit doar o ștampilă, că nu mai sunt creștini. Abandonează totul.
În institutul ăsta avem studenți din 8 denominații creștine. Ok? Deci sunt și catolici, sunt și ortodoxi, frați pentecostali, frați reformați, frați baptiști. Ok? Adventiști, cred că nu am. Am avut unul, dar s-a lăsat. Dar avem cam din toți. Independenți, așa mai departe. Știți de ce? Pentru că în credința noastră sunt trei piloni principali care unește pe toți. Pentru a te defini un credincios, un creștin, sunt trei piloni principali pe care fratele Radă deja i-a menționat. Primul este argumentele pentru existența lui Dumnezeu. Din cauza asta, vedeți voi când îl citiți pe C.S. Lewis, cei care l-ați citit. Vă place, așa-i? Vă place C.S. Lewis. Îl place la mulți, că s-a tradus așa de mult. Acum sunt și studii despre C.S. Lewis. Dar vă știți că el este anglican? El nu e baptist. Și dacă v-ați uitat la teologia lui, zice, gata, nu mai, eu nu mai citesc cartea asta. Dar în ce privește apologetica, apologeții nu se ceartă între ei. Pentru că în apologeții sunt trei lucruri de bază pe care noi le argumentăm. Existența lui Dumnezeu, okay, încercăm să facem argumente pentru existența lui Dumnezeu, divinitatea lui Iisus Hristos, mai ales a învierii. Pentru că dacă vă aduceți bine aminte, în Corinteni 15, 1 Corinteni 15, Pavel spune că dacă fără înviere, credința noastră e degeaba. Deci, învierea e un lucru principal în viețile noastre. Datorită învierei lui Hristos, noi ne strângem în seara asta aici. Altfel n-am fi fost aici. Nu știu unde am fi fost, dar n-am fi fost aici. Iar al treilea lucru este veracitatea Scripturilor. Ce încredere ai în Scripturile astea? Ce încredere? Ceea ce dumneavoastră trebuie să faceți, și eu mă lupt în fiecare zi cu lucrul ăsta, este să-ți creezi simplu, nu la un nivel științific, să vorbești pe o limbă pe care nici nu știi despre ce este vorba, dar la nivelul tău personal, încearcă să, când ajungi acasă, măi, eu cred în Dumnezeu, dacă mă întreabă nepotul, că voi sunteți aici mai mulți mai în vârstă, dacă te întreabă nepotul, măi, dar ce evidență ai tu, mă, că există Dumnezeu? Că doar n-ai vorbit cu El. Tu ce faci? Primul lucru care mulți copii fac este să aducă în discuție știința. Ați auzit de asta, nu? Au spus că, măi, scuze-mă, sunt la facultate, știu că tu n-ai fost la școală, dar știința demonstrează că nu există Dumnezeu. Am fost într-o clasă, erau de clasa nouă studenții și am pus întrebarea, zic, măi, care este cel mai tare argument pentru că Dumnezeu nu există? Deci un argument că Dumnezeu nu există. Ce argument ai aduce? Și s-au strâns acolo în spatele clasei, au făcut acolo, au vorbit între ei, au venit în față și gata, avem argumentul. Și argumentul care a fost Big Bang. Zic, mă, sunteți sigur că Big Bang e cel mai bun argument pentru... Da, așa am învățat la școală. Zic, mă, voi n-ați învățat totul. Pentru că Big Bang și părinții la această teorie a începutului lumii este creată de fapt de niște creștini, evrei, creștini ortodox, ok, catolic. Și ăștia au venit să spună că să demonstreze științific că Geneza 1 cu 1, unde spun la început Dumnezeu a creat cerul și pământul, Big Bang-ul, asta spune. Big Bang-ul vorbește despre știința, pentru că în seara asta am vrut să vorbesc despre teologie și știință, dar Duhul Domnului mă duce în altă direcție acum, uitându-l la voi, probabil că Duhul Domnului știe mai bine ce aveți voi nevoie și atunci îmi schimbă. De câte ori m-am dus prin adunări să vorbesc de ceva, n-am reușit să vorbesc pentru că am fost îndreptat în altă direcție. Dar pentru voi, ca să știți, pentru că copiii voștri fac știință la școală și... li se pare cumva că sunt mai deștepți ca dumneavoastră. Și când sunt în anul întâi, în anul doi, acum am făcut și o școală, am fost și în facultă și pricep mai puțin mai bine treaba asta,
Dar li se pare că sunt așa de deștepți că sunt mai deștepți ca voi și ei știu mai bine. Acum, oricum, tinerii sunt mai deștepți ca noi. Vezi un tânăr de 21-22 de ani, plin de putere, plin de idei, plin de toate lucrurile. Să-i vedeți când vin la institut, anul întâi. Mamă, parcă sunt se simt ca David împotriva lui Goliat, așa de... Și după 4 ani de facultate îți dai seama că habar n-ai nimic. Eu când citiți despre Pavel că toate lucrurile astea sunt niște gunoaie pentru mine, nu le că le neagă, dar vă spun că cu cât înveți mai mult, cu câte școli faci mai mult, îți dai seama că cât de puțin de fapt știi. Cât de puțin. Acum știm și noi, că suntem pe aici, nu știu ce faceți dumneavoastră, dar eu sunt doctor și după 13 ani de facultate, în America se face mai mulți ani pentru doctorate și asta, dar după atâți ani îmi dau seama că, băi, cum au oamenii ăștia încredere în mine să vină la mine la clinică și să vină la urgență unde lucrez, să le salvez viața. Nu-mi vine să cred. Când intru pe ușile alea la spital, mă gândesc, mă, dar cine sunt eu? Ăștia au încredere în mine. Mă rog Domnului, știți care e rugăciunea mea când mă duc la spital? Doamne, păzește-i de prostia mea. Să-i păzească pe ei de mine. Pentru că poți să ai o atitudine din asta mai superioară, că tu știi mai multe, și asta se poate întâmpla și în teologie, și în toate ramurile de știință. Să ți se pare ție că tu ești mai superior și trebuie să fii ascultat. Și ajungi, de fapt, la acest nivel în care tu trebuie să asculți mai mult decât vorbești. Ok? Eu când am pacienți în fața mea, eu descoper, nu știu dacă e cuvântul corect, dar diagnosticul pe care îl fac la pacient este 70% este bazat în povestea pe care mi-o spui. Dar ochiul meu e dezvoltat, adică în ce sens? Eu îți văd că ești nervos, începi să faci tremuri sau cu dai din picior. Am văzut că tensiunea e mai mare, inima bate mai tare. Pentru că nu știu, toate astea mă ajută pe mine să-ți descoper ce trebuie să fac cu tine. Și atunci primul lucru care îl fac, încerc să-i fac să râdă puțin, să se relaxeze. Pentru că sunt persoane care vin și nu știu ce au. Am avut tineri care au venit și au crezut că au cancer. Au avut un neg pe mână și zice, măi, nu știu dacă e cancer, trebuie să mă duc la dermatolog sau ceva. Oncologie, știi? Nu știu. Și atunci trebuie să le asigur, măi, stai ușor, nu te ambala așa. În viața de credință este același lucru, frații mei. Trebuie mai întâi să ascultați. Vedeți când vă spune în 1 Petru 3 cu 15, ce spune acolo? Să ascultați. Știți ce spunea în textul acolo? Să vă adresați cu blândețe? Dacă vă aduceți aminte de Petru cum era? Petru, dacă Iisus l-a forțat pe Iisus, i-a forțat mâna lui Iisus să-i lipească urechea la străjurul. Vă aduceți aminte cu sabia, că a luat sabia, gata, ceap, ceap. Petru era și el cu Iisus răstignit. Nu, n-am fi avut epistola lui Petru astăzi dacă Iisus Hristos nu l-ar fi lipit urechea înapoi. Ok? Dar răbdarea, ascultați. Ok? Acum, revenind la argumentele despre Dumnezeu, existența lui Dumnezeu. Știința, când cineva vă spune știința, în primul rând, ceea ce voi face, îți spui mulțumesc pentru ceea ce îmi spui, dar poți să îmi spui mai clar despre ce vorbești. Ce argument? La conferința de acum o săptămână, acum nici mai știu pe unde sunt așa puțin amețit, dar am fost într-o conferință cu fratele Sorin Bălgădrean și fratele Daniel Fodoreanu la Constanța, cu liderii și păstorii de pe Constanța și întrebarea cea mai... care a ieșit de mai multe ori, să zicem, am fost, frate, cum răspundem celor din biserica noastră când ne bat în cap cu știința? Că știința demonstrează că nu există Dumnezeu. Ce facem? Frate Sorin Bogdan zice că aveți noroc, că avem un apologet aici, întrebați-l pe el. Dar ca să înțelegeți niște lucruri despre minime, vă spun. Știința
nu este acea unealtă pentru a demonstra că Dumnezeu nu există. Deci asta să știți totdeauna. Când cineva vine să vă spună că știința, spune, păi stai așa puțin. Știința nu poate să mă. Știți ce puteți să spuneți? Vă spun un secret. Știți că știința nu a demonstrat și nu știe de ce noi alunecăm pe gheață? E banal, așa-i? Știința nu poate să demonstreze de ce alunecăm pe gheață. Și dacă nu mă credeți, voi aveți telefoanele alea deștepte. Duceți-vă să faceți Google pe el și puneți întrebarea. Este una din 10 lucruri care banale pe care știința nu le poate demonstra. Pentru că știința, dragii mei, răspunde la întrebarea cum. Cum se produce un lucru? Cum se face? Cum ajungem să ne îmbolnăvim? Cum am putea merge pe lună? Cum am putea de aici să ajungem la casă dumneavoastră? În mașină și așa mai departe. Okay? În medicină noi încercăm prin știință să vedem dacă un medicament funcționează sau nu. Și se fac tot felul de combinații chimice ca să putem să ajungem la un medicament care să trateze tensiunea sau probleme cu inima și mai departe. Știința răspunde la întrebarea cum. Știți la ce întrebare răspunde teologia? Hai, vă dau o carte gratis dacă știe cineva care este rolul teologiei. Nu? De ce? De ce? De ce? La asta răspunde teologia. Deci teologia și știința, ele nu se contrazic. Ele nu se contrazic. Și am să vă dau repede un argument ca să știți așa, referitor la știință și teologie. Vă aduceți aminte Geneza 1? Nu știu cât o citiți voi dumneavoastră, dar e frumoasă. Geneza 1, prima zi, a doua zi. Vă aduceți aminte textul ăla? Okay, vă aduceți aminte. La început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Dumneavoastră știți că secvența care este scrisă în Geneza 1 este secvența științifică în care ar fi trebuit creat pământul. Știați lucrul ăsta? Nu. Când în Geneza, un alt lucru, vă spun un lucru interesant, când citiți acolo că a fost mai întâi o noapte și după aia a fost o zi, corect? Așa. Când vorbește despre noapte, cuvântul evreu, rădăcina cuvântului evreu pentru noapte, înseamnă dezordine. Iar cuvântul, rădăcina cuvântului zi, folosit în ebraică, înseamnă ordine. Și dacă vă aduceți aminte că spune că Duhul Dumnezeu ce făcea? Și de la noapte, după ce Duhul a pus în ordine lucruri, ajungem la ordine. Și în prima zi a făcut o ordine. Mergem la a doua zi, a făcut altă ordine. Și așa am ajuns la ziua a șasea când Dumnezeu a creat coroana creației sale, ne-a făcut pe noi. Știința nu dezaprobă scripturile. Deci când auziți cineva de știință, să fiți atenți. Mai stați așa, despre ce este vorba? Am avut ocazia, acum 2 săptămâni, m-am dus la Roma și acum 1 săptămână, am fost la Roma și m-am întâlnit cu... Am făcut o prietenie cu șeful științific al Vaticanului. Este un cosmolog, colegii lui glumesc așa puțin, spui, bă, tu ești cosmologul papilor, pentru că el a fost cosmologul acel ultimul 4 papi. Și ăsta e un om de știință, ok? Ăsta e un om de știință. Și... L-am întrebat, zic, măi, am fost la Târgoviște și m-a întrebat, zice, măi, scuzați-mă, câteodată creierul meu se încurcă, am o problemă de... Vorbesc italiană, română și engleză și câteodată e ca computerul când se blochează. Și câteodată trebuie să mă opresc să reiau de la început. Hubble a făcut ceea ce ați văzut pe Facebook, fotografii senzaționale în care ei spun acum că, de fapt, ultimile descoperiri care s-au făcut arată că Universul este și mai mare. Și asta înseamnă că, de fapt, nu este creație. Okay? Că Universul a fost dintotdeauna. Și l-am întrebat pe acest om de știință, zic, măi,
Cum mai răspunde la această întrebare? Și eu am rămas uimit la ceea ce a făcut el în următoarele secunde în fața mea. Eu nu am așa mai dezordonată, cum sunt oameni de știință, nu sunt îmbrăcați, nu-i vezi la costum, nu, nu. Ei sunt cămașa șifonată, pantaloni vai de capul lor, poate niște sandale, oameni simpli, părul, așa ca Einstein, cum era în toate părțile, știi? Și își pune mâna în cap și spune, cum se poate lucrul ăsta? Cum putem noi să-L limităm pe Dumnezeu la universul nostru când El este un Dumnezeu atât de mare? Și El, de fapt, ce a făcut acum, ne-a demonstrat nouă că El este atât de mare pentru că universul e atât de mare și nu-L putem băga într-o cutie. Vă aduceți aminte David în 2 Samuel ce a făcut? A vrut să facă o casă pentru Domnul. Vă aduceți aminte? Și Dumnezeu ce a spus? Băi, omă, băi, tu vrei să mă bagi aici într-o cutie? Eu nu încap în universul ăsta și vrei să mă bagi într-o cutie? Timpul trece și trebuie să trecem încă la două subiecte. Deci, practic, încercați să răspundeți, să vă faceți niște notițe, ce ați răspunde copiilor voștri, nepoților voștri, referitor la Dumnezeu ăsta pe care voi îl credeți, nu l-ați văzut niciodată, dar sunteți nebun la cap și credeți în el. Ok? Asta e numărul 1. 2. Vorbind despre învierea lui Hristos. Ok? Lăsăm puțin la o parte divinitatea. Hai să vedem de învierea lui Hristos. Care ar fi motivele dumneavoastră să credeți în această înviere? Hai să și vorbim, ca să nu vă adorm. Dați-mi un motiv, care este motivul numărul 1 sau care este argumentul numărul 1 pentru învierea lui Hristos? Mormântul gol. Fratele e pregătit. Cred că a făcut ceva apologetic. Deja îl miros puțin sau a citit el ceva. Ok? Mormântul gol. Ok? Și din punct de vedere legal, cine a testat lucrul ăsta? Hai, spune. Primește o carte. Laurențiu, primește o carte gratis, ok? Deci mormântul gol a fost atestat de cine? Cine s-a dus la mormânt? Femeile. Ok? Deci avem martori oculari. Ok? Bun. Ce mai avem? Cum? Bravo, bravo. Mai era gol sau era numai piatra acolo? Gol. Bun, slavă Domnului, să rămână gol. Deci avem faptul că avem martori, deci mormântul gol, martori. Și ce mai avem? A mai scris cineva ceva despre înviere? Deci pe drumul de mască au fost după aia, au fost mai mulți, avem la un moment dat 500 de martori. Dar în afară de asta, arătările... Și ce mai avem? Avem scrieri. Deci avem scrieri, în afară de Evanghelie, că aici aduce aminte că copiii nu vor să audă de Scriptură, dar noi avem și scrieri contemporane care vorbesc despre învierea lui Iisus. Ok? Deci avem deja 3-4 motive pentru care noi credem în învierea lui Hristos. Sunt mai multe, sunt vreo 7-8, dar vă ajunge. 3, dacă aveți 3, sunt destule. Ok? Și haideți să mergem acum la ultimul, la Scriptură. Ok? Ce te face să crezi că Scriptura este adevărată? A persistat 2000 de ani. Bun, acum mai sunt și alte cărți care au fost de 2000 de ani. Dar cum se fac, ce facem noi în apologetică? V-am spus că cu Zăhărelul nu putem merge la copiii ăștia să spunem, păi așa spune cuvântul. Nu merge. Din punct de vedere științific, acum venim la știință, ok? Hai să vă pun o altă întrebare, ca să vă ajut puțin să vă stimulez. Okay. Dacă eu v-aș spune că Mihai Viteazu, când mergea la luptă, purta ciorap verzi, pentru că îi se părea că dacă poartă ciorap verzi, avea noroc în lupte. Mă credeți? Nu. De ce? De ce? Nu l-a văzut nimeni. Ok, ok, începem, ajungem undeva. Cum? Deci nu scrie. Așa, ajungem undeva cu treaba asta. Ok, deci nu mă credeți pentru că n-aveți evidențe, corect? N-aveți evidențe de la ce am spus eu. Acum, când mergem la Scriptură, foarte interesant, știți dumneavoastră că Scripturile sunt recunoscute ca documente istorice de majoritatea ateilor și tot dușmanii lui Hristos. Ok?
și acceptă cele patru evanghelii și șase epistole al lui Pavel ca documente istorice, atestabile. Și acum știu că probabil unul dintre voi care a citit, poate că tu ai citit, că mi se pare că știi tu ceva, nu vrei să spui, scripturile și când e vorba despre, de exemplu, despre cartea lui Eliade sau războaiele romane, okay? Galice și așa mai departe, când se face un studiu la un text antic, sunt trei moduri de cercetare importante și trebuie să treacă toate cele trei teste. E vorba despre testul intern, extern și bibliografic. Deci ceea ce voi aveți în mână și nu prea și copiii noștri nu vor să asculte, ei nu știu, pentru că noi nu le-am spus prea multe despre scripturile astea, că din punct de vedere istoric, astea sunt niște documente istorice. Și la ora actuală, arheologia demonstrează localitățile, împărații și tot ce este în scriptură. Ok? Scriptura asta, din punct de vedere istoric, deja are o putere extraordinară, dar și mai mult de atâta. Acum noi suntem a lui Domnul și știm puțin mai multe, ok? Uitați-vă la profeții. Sunt 351, dacă nu mă știu, acum se bat pe numere câte profeții sunt în Vechiul Testament despre Mesia, despre Iisus, ok? Dar 351 de profeții sunt împlinite în Iisus Hristos în Noul Testament. Și acum, întorcându-te la matematică, pentru că tinerii noștri care merg la facultate, știi, trebuie să facă cursul de matematică și de probabilitate. Probabilitatea ca aceste profeții să se împlinească în Domnul Iisus Hristos, aproape zero. Ele au fost împlinite de o singură persoană. Deci e o imposibilitate ca 351 de profeții să se împlinească în Iisus Hristos. Ceea ce face să, ca această scriptură să aibă o valoare și mai mare. Plus, puteți să folosiți argumentul că această carte a fost scrisă pe o perioadă de câți ani? Ok, bravo, așa, bravo. Și câți autori? Așa. Și s-au citit, s-au copiat unul pe altul? Deci au trăit în timpuri diferite și când citești scriptura asta, o citești ca și cum a fost scrisă ieri, de aceeași persoană. Mai știți voi o altă carte care se poate fi asemănătoare cu scriptura? Nu. Toate aceste argumente care vi le-am spus sunt niște argumente pentru veracitatea scripturilor. În Cluj, acum 3 ani, dacă nu mă înșel, a fost o profesoară de... ea predă manuscrisele, critica manuscriselor la Oxford. Și a venit la Cluj și a făcut o prezentare și a spus, erau mulți tineri, și a făcut o prezentare în care le-a spus că noi nu avem niciun original al Noului Testament. Noi nu avem. Și nu știm exact cum ar fi fost primul exemplar. După prezentare au fost 4 studenți care au părăsit credința pentru că au fost speriați că noi nu avem originalul și dacă noi nu avem originalul, noi nu putem crede în Scriptură. Acum nu știu dacă ce ați fi făcut dumneavoastră, dar dumneavoastră știți de ce nu mai avem originalele? Hai să vedem, cine știe? De ce? Da, ar fi fost și aia un motiv, dar este altul. Da. Frații mei, știți ce au făcut în primul secol? S-au dus și au copiat manuscrisele alea că s-au tocit. Au trimis fiecare biserică, persoane care nici nu erau scriitori sau mai știu în arta scrisului, și băi, du-te la Ierusalim, du-te la Petru, copiază ce a scris Petru, copiază ce a scris Matei. Și au copiat până s-au tocit toate manuscrisele. Și au trebuit să folosească copie la copie la copie și tot așa s-a mulțit. Din cauza asta, la ora actuală, noi avem cele mai multe manuscrise vreodată, niciun altă scriere veche nu are atâtea manuscrise cât avem noi. Vedeți voi, noi nu predicăm prea mult și nu vorbim prea mult despre toate lucrurile acestea, despre Scriptura pe care noi credem. Pentru că copiii ăștia vorbesc la nivel științific.
Și noi dacă nu știm de lucrul să le explicăm, ei cred că Biblia noastră a fost scrisă undeva într-o cameră din spatele bisericii de cineva. Ok? Deci, haideți să încheiem. Sunt trei lucruri care trebuie să faceți când ajungeți acasă sau când vă trezește Duhul Sfânt în mijlocul nopții și nu știți ce să faceți, în loc să vă uitați la un film, ok? Sau să vă uitați pe Reels sau pe Facebook sau mai știu eu ce. Trei lucruri să faceți. Unu, faceți trei argumente pentru existența lui Dumnezeu. Dacă trebuie să spui nepotului tău, copilului tău, de ce crezi în Dumnezeu, care ar fi motivul? Ok? Și dacă nu știți, puteți să veniți la frații păstori că vă ajută. Doi, încercați să găsiți argumentele pentru înviere. Deja am vorbit aici 3-4 motive, de asta deja v-ați făcut tema. Iar al treilea, încercați să faceți niște argumente de ce credeți că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Ok? Asta ar fi, asta trei, dacă le știți, vă ajută. Și de ce vă ajută? Pentru că trupul lui Hristos în Sibiu trebuie să fie sănătos. Dacă trupul lui Hristos nu e sănătos, va trebui să vină pe aici apologie, să vă facă tot felul de prelegeri și din punct de vedere științific, că tot vorbim de știință, capacitatea dumneavoastră de a reține ceea ce am vorbit eu în seara asta e de 8% la cel mai deștept din sală. Restul e de 2%. Deci, dacă trebuie să vă aduceți aminte de ceva în seara asta, două lucruri. Unu, trăiește-ți credința. Doi, nu-ți fie rușine, ce să faci? Să-L mărturisești pe Hristos înviat. Amin? Amin. Amin. Mulțumesc. Mulțumim, frate Caius, pentru provocarea ce avem în seara asta și nu numai. Și probabil că vă aduceți aminte că la începutul anului, în duminicile din ianuarie și puțin din februarie, nu știu câte globule albe am primit, se vorbea de apologetică în globule albe, dar am avut trei seri de duminică de ce cred Biblia. Acum nu facem test dacă am reținut ceea ce s-a zis atunci. Mă mărturisesc că în momentul în care am început primul mesaj din seria de ce cred Biblia, am fost puțin temător pentru că, da, cred că e necesar să existe un echilibru de 700 la 1. Adică noi nu transformăm întâlnirile comunitare în întâlniri academice și prelegeri legate de apologetică, dar cred că din când în când e necesar astfel de momente ca să înțelegem că s-ar prea putea ca limbajul pe care noi îl avem să difere de limbajul celor din lumea noastră. Și m-am bucurat că după ce am început primul mesaj, impresiile au fost pozitive, de aceea mi-a dat curaj la următoarele două. Dar, așa cum se zicea înainte, foarte important și necesar e trăiește-ți credința și apăr-o cu experiența ta. Vei zice, nu știu să zic, dacă nu ai argumentele necesare, deși cred că la ora actuală doar dacă nu vrei, nu vei putea avea argumente, că sunt suficiente materiale și suficienți oameni care pot fi întrebați, dar să zicem că nu ai argumentele necesare, toate acele argumente, poate filozofice, poate lingvistice, singurul argument care închide gura în relativismul de astăzi oricui este acesta. Eu una știu. Am fost orb și acum văd. Deci dacă nu ai celelalte argumente, deși cred în necesitatea lor și chiar încurajez tinerii și nu numai tinerii să studieze și celelalte argumente, vă mărturisesc cel puțin o dată la 2 săptămâni citesc apologetică, dar asta nu se vede neapărat în ceea ce fac în duminica, pentru că sunt pe cele 700 de globule roșii și doar una. Dar în limbajul în care interacționezi cu alții din afară, e necesar să ai și astfel de lucruri. Dar dacă nu le ai, deși, cum ziceam, numai dacă nu vrei, nu le poți avea, folosește argumentul ăsta. Eu una știu, am fost orb și acum văd. Aș vrea să dau cuvântul și fraților păstori în direcția asta, să vedem ce apologetică putem încuraja biserica să facă și ce gând în direcția aceasta și apoi vom încheia. Frate Binu,
frate Beni, frate Ghiță, un cuvânt de apologetică. Cred că cea mai bună apărare a credinței este credința însăși, care trebuie să se consolideze pe adevărul dat sau credința dată odată pentru totdeauna a Sfinților. Tendința vremurilor din urmă este o alunecare spre psihologie, spre filozofie și spre alte ramuri care par interesante. Dar noi avem o bază puternică în cuvânt. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Și cu cât mai mult cunoaștem Scriptura, cu cât mai mult înțelegem în profunzime adevărul cuvântului Dumnezeu, cu atât mai ușor ne este să mărturisim pe Domnul. Vă mărturisesc că după ani de slujire, care nu sunt puțini, încep să descoper lucruri extraordinar de frumoase în Scriptură. Și citind Scriptura, nu se poate să nu te umpli de acea dorință de a spune și altora despre minunățiile trăirii cu Domnul. O apologetică fără aplicație practică, cred că îți mărește capul, dar inima rămâne mică. O apologetică care are țintă sau direcție înspre a fi martor, a fi mai echipat pentru slujire, dezvoltă armonios tot trupul. Și aș vrea în felul ăsta să ne binecuvinteze Dumnezeu cu râvna Evangheliei Păcii. Dacă lipsește ceva în ultima vreme, lipsește dinamismul bisericii în a merge spre cei nemântuiți, mărturia. Oamenii au nevoie să audă, dar mai ales să vadă. Faptele Apostolilor începe foarte frumos. Luca este un narator prin excepție. Teofile, în cea din tâi cartea mea, ți-am scris despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Și cred că aici este esența. Să devenim tot mai semenea cu Domnul Iisus, întâi să facem și apoi să învățăm. Domnul să ne ajute. Cred că pe toți ne-a surprins, poate, și ne-a pus pe gânduri această statistică din state în care mai mult de jumătate din tinerii creștini, când pleacă de acasă la universitate, se leapădă de Domnul și renunță la credința creștină. Să știți că situația nu e mult diferită în România. Cred că trebuie să învățăm să fim apologeți în familie, în casele noastre. Și asta nu trebuie cu studii, cu diplome, nu. Asta fiecare părinte are datoria sfântă de a discuta cu copiii în casă, de a pune întrebări, de a asculta întrebări, de a nu-i fi teamă să zică nu știu, hai să descoperim amândoi. Să ne învățăm copiii să raționeze, să pună întrebări, să caute răspunsuri. Răspunsul nostru, așa scrie în Biblie sau așa spun eu, astea nu ajută, astea nu duc la o înrădăcinare a copilului în credință. Astea sunt pastile pe care le dăm și ei tac, că așa li s-a spus, și când ajung să gândească și să ajung mari, vor renunța la relația cu noi și la credința noastră, dacă doar atâta a însemnat. De aceea vă încurajez să lăsați o atmosferă liberă de discuție în casele noastre, cu copiii dumneavoastră, cu nepoții dumneavoastră, să întrebați ce crezi despre asta, ce zici despre asta și să-i ascultați, să vedeți unde sunt și apoi să încercați încet și progresiv să sedimentați în ei adevăr biblic, într-un fel sau altul. Noi am discutat mult acasă cu copiii noștri în timp ce au crescut și i-am lăsat să creadă anumite lucruri.
i-am lăsat să ajungă ei la concluzii, singuri, nu să le spunem noi. Și am văzut cum s-au apropiat încet, încet de miez și l-au găsit pe Dumnezeu și s-au legat ei de Dumnezeu, nu pentru că am zis noi că așa trebuie, că așa e bine, ci pentru că l-au văzut pe Dumnezeu în viața noastră, l-au văzut în Scripturi, l-au experimentat la prima mână. Deci militez și chem frățietatea la o apologetică în familie și la o căutare a lui Dumnezeu în sensul acesta între copiii și nepoții noștri. Apologetica răspunde la întrebările existențiale. Și fiind provocat, mi-am adus aminte. De ce vă uitați așa la mine? Că acum am globule albe multe care luptă acum. Nu vă faceți probleme. Sunt basist. M-am gândit la un exemplu concret. Am avut un prieten și vecin, spun că am avut că în urmă cu vreo 3 săptămâni a murit, deodată cu mine, am copilărit împreună, am mers la școală împreună, ne-am crescut copiii împreună și nepoții împreună, deci gard în gard. Multe întrebări, vis-a-vis de Dumnezeu, vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți că ultima dată mi-a pus o întrebare dificilă. Trebuia să îl prezint pe fratele Caiu să răspundă la întrebarea asta. Știți care întrebare a fost? Măi, la urma urmei, de ce venim în lumea asta? Era deja bolnav, aproape, că după ce mi-a pus întrebarea asta, nu mai trebuie vreo 2 luni numai. De ce venim în lumea asta? Și mi-a făcut o retrospectivă a vieții, că am copilărit împreună, ne-am adus aminte de evenimente care ne leagă unul de altul, de necazuri, de bucurii. Și la urma urmei te îmbolnăvești și pleci. Ce rost are viața? Nu vă spun ce răspunsuri am dat, că s-ar putea să nu-mi dea notă de trecere, frate Caius. Dar eu cred că nu venim la voia întâmplării în lumea asta. Și nici nu plecăm la voia întâmplării din lumea asta. Și Dumnezeu are un scop cu noi. Și cred că venim în lumea aceasta să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și când plecăm din lumea asta, plecăm în lumea Lui. Doamne, ai milă de noi. Amin. 1 Ioan 1:1, te rog, afișează. Dintre toate credințele care sunt în lume, credința creștină este singura înrădăcinată în istorie, în fapte reale. Noi nu credem doar de dragul de a crede. Noi nu credem în zâna măseluță sau mai știu eu în cine, numai așa să credem. Iată ce zice ucenicul pe care îl iubea Domnul. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, adică la Iisus mai departe. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tată și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. De unde știți că a trăit Mihai Viteazu? Câte cărți de istorie confirmă asta? Ați vrut o poză cu Mihai Viteazu? Reale, nu? Așa pe bagnotă, de asta poate vedeți mai des. Ați văzut o poză cu Mircea cel Bătrân? Așa, cumva, dar o poză, nu o pictură. În pictură nu. Și credem astea. Și atât de puține dovezi. În Biblie ai 11.000 de dovezi, foarte multe dovezi. Credința creștină are fundament. Are fundament. Dar aș încheia cu ce zicea fratele Beni. Foarte important este să fim noi proactivi cu copiii noștri, cu nepoții noștri. Foarte important. Înainte să câștigăm pe vecinii noștri care trebuie să o facem, să nu ne pierdem copiii noștri. De aceea, poate seara asta, dincolo de argumentele spuse aici, să fie mai degrabă o chemare la a fi proactivi pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Și efectiv să zici, măi, uite, de ce cred eu în Dumnezeu?
De ce cred eu Biblia? De ce pentru mine e importantă biserica? De ce e important pentru mine Biblia? Nu te aștepta neapărat să fii întrebat de copii. În cazuri fericite o vor face. Inițiază tu dialogul. Fii tu proactiv și întreabă-l pe copilul tău, pe nepotul tău, uite, de ce crezi că există Dumnezeu? Vă mărturisesc că eu am dialoguri foarte fascinante și un pic cam filozofice din punct de vedere cu Filip, dar mă bucur de întrebările care mi le pune. Și sunt foarte importante întrebările astea. Și dacă nu le pune, puneți-le dumneavoastră. Dincolo de a câștiga pe celălalt, nu-l pierde pe cel de lângă tine. Pentru că, nu uitați, e necesar să depunem mărturie, dar înainte de a depune mărturie în lume, trebuie să depunem mărturie în casa noastră. Să nu vă fie frică de a primi întrebări la care să n-aveți răspuns, sunt astfel de întrebări. Unde n-avem răspuns, cel mai onest e ne rugăm, căutăm și așteptăm să ne lumineze Dumnezeu, fără să-i zici, așa, fă că așa zic eu, pentru că s-ar prea putea în viitorul apropiat să nu te mai întrebe. Dacă tu i-ai închis din start orice ușă de dialog. Și apoi, foarte important, să existe cercuri de în care tinerii să fie copiii, nepoții, să crească într-un mediu în care ei să fie expuși adevărului. Știți că pe internet sunt cercuri Facebook de atei și ei se încurajează. Sunt cercuri de agnostici, cercuri de oameni care luptă împotriva credinței și se adună unul pe altul. Am întâlnit un caz interesant. Un părinte mi-a spus, nu o să divulg cine, că nu asta e important, copilul a luat-o pe căi total greșite, tocmai pentru că a intrat pe internet la astfel de cercuri. Și pentru că în familie nu s-a discutat deloc subiecte de genul acesta, foarte ușor au venit influențele negative din astfel de cercuri și deja au fost setate. Și nu uitați principiul lui Moș Crăciun cu care mă apropiu de încheiere. E un principiu interesant. Cine ajunge primul la inima copilului, câștigă. Ăsta e principiul Moș Crăciun. Spre exemplu, la grădiniță. Dacă copilul tău ajunge la grădiniță, nepotul tău ajunge la grădiniță și tu din start i-ai zis, măi, nu există Moș Crăciun. E tata și mama care îți fac cadouri. El când ajunge la grădiniță și aude că va veni Moș Crăciun, ce știe? Că tata și mama. Dar dacă copilul în inima lui nu a auzit prima dată informația că tata și mama sunt Moș Crăciun în ghilimele, el ajunge la grădiniță și aude că vine Moș Crăciun și aduce ceva. Și când vine acasă, degeaba vii să-i zici tu, nu există Moș Crăciun. Informația a ajuns deja la el greșită. Asta e doar un principiu, nu fac teologia lui Moș Crăciun aici. Dar să înțelegeți, cine ajunge primul la inima copilului câștigă. De aceea poate seara asta e o seară în care, dincolo de informațiile aduse, să fie un moment în care să conștientizăm că trebuie să fim proactivi cu familiile noastre. Ia-ți copilul, ia-ți nepotul, plimbă-te cu el, du-te undeva și spune, de ce crezi în Dumnezeu? De ce mă duc la biserică? De ce citesc Biblia? De ce e importantă pentru mine Biblia? De ce cred în învierea lui Isus? De ce cred că Isus e Dumnezeu? Fă-ți timp și discută cu el lucrurile acestea. Doamne, ajută în aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune. Părinte Ceresc, înaintea ta stăm și recunoaștem că depindem de tine în fiecare moment al vieții. Fiecare bătaie de inimă este în mâna ta, dar și fiecare răspuns tot din mâna ta vine. Și suntem înconjurați de tot felul de influențe negative, de tot felul de gânduri, de tot felul de idei. Părinte Ceresc, în lumea aceasta, ajută-ne să te avem pe tine ca Domn, să avem o mărturie curată. Și apoi, Părinte Ceresc, tot tu ești cel care ne poți lumina, să înțelegem cum să răspundem celor de lângă noi. Te rog să binecuvintezi pe fratele Caius, oriunde va merge, să-i dai ușa deschisă de cuvânt. Te rog să ne binecuvintezi și nouă familiile, ca să putem să creștem o sămânță dumnezeiască, cum ne-ai spus. Sămânță care să te caute pe tine și să te urmeze pe tine.
Doamne, cei care se zbat pe îndoiala, Tu niciodată nu i-ai abandonat pe oameni ca Toma, care încă Te caută. Te rog, pe toți cei care se zbat în îndoială, Te rog să le ieși în cale. Și dacă vrei să o faci prin noi sau prin evenimente speciale, Te rog să o faci. Și dacă sunt tineri sau persoane adulte din biserica noastră care trec prin momente de îndoială, Te rog, Doamne, să-i încurajezi. Ne rugăm să binecuvintești cele două zile de conferință în care vom vorbi tocmai despre credință. Te rog să sădești în inima tinerilor noștri credința, binecuvintează pe tinerii care vor participa cu credință în inimă. În numele Domnului Iisus Hristos și pentru meritele Lui ne-am rugat. Amin. Amin. Biserica este liberă. Doar un ultim anunț, mă scuzați, sunt ceva cărți pe care le puteți achiziționa la ieșire. Fratele Laurențiu va merge acolo și dacă doriți, puteți să achiziționați cărțile în domeniul acesta al apologeticii.